Bună ziua, dragi telespectatori! Așa cum v-am obișnuit, în emisiunea Euroferma faceți cunoștință cu noile produse dedicate agriculturii. Compania Limagrân este partener al emisiunii noastre. Sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră ați asistat deja la simpozioanele de iarnă-primăvară, în care cei de la Limagrân v-au făcut cunoscute produsele pentru floare și porumb. Spuneți-mi, vă rog, câte ceva despre portofoliul de porumb. La porumb lucrurile stau mult mai bine, în sensul în care am venit în acest an cu, iarăși cu 3 hibrizi noi, toți cu potențial de producție foarte ridicat, care de data aceasta este un lucru demonstrat, pentru că noi anul trecut, înainte să-l lansăm în oferta comercială propriu-zisă, am făcut un sistem de monitorizare, deci am testat acest hibriz în condiții de cultură comercială în 70 de ferme pe întregul teritoriu al țării. Și rezultatele de anul trecut ne confirmă faptul că acești hibrizi vor fi printre cei mai vânduți în portofoliul Limagrân. Vorbesc în primul rând de un hibrid de grupă 370 FAO, care este Limanova 30-369 LG, un hibrid care are un potențial de producție foarte, foarte ridicat și în același timp se pretează în ambelor tehnologii intensive sau extensive și tuturor condițiilor de climă și sol din România. Este un hibrid pe care noi am început să-l testăm încă din 2012 și are avantajul de a fi prins acel an, care a fost un an foarte dificil pentru cultura de porumb, anul 2012, și putem spune cu tărie că este un hibrid care este foarte bun chiar și în condiții de secetă extremă. De asemenea, avem un hibrid la fel nou, 30-389, grupă 390 FAO, cu potențial de producție chiar și mai ridicat decât Limanova. Singura condiție de bază a acestuia ca el să performeze este că are nevoie de tehnologie intensivă, deci de condiții mai bune și de maxim de fertilizare și de investiție pe partea de tratament, da, de protecție a plantelor. Se adresează fermilor care își doresc producții 14-15 tone la hectar într-un an ca 2014, am observat că este posibil. De asemenea, avem un hibrid în grupa, intervalul de grupă 430 FAO, care este iarăși o grupă destul de cerută în România, unde noi nu aveam foarte mulți hibrizi în trecut. Este 30-430, care de asemenea are un mare avantaj, este foarte stabil în orice condiție. Deci este un hibrid care pentru grupa lui de maturitate are o producție bună și foarte bună și la fel se comportă foarte bine în condiții de stres hidric. Bună ziua, domnule Chetrone! Suntem astăzi într-o emisiune dedicată porumbului. Așa cum obișnuim în emisiunea Euroferma, în fiecare an, în perioada optimă, difuzăm această emisiune. Am vorbit puțin mai devreme despre sămânță. Este timpul să vorbim și despre tratamente. Care sunt cele mai importante tratamente? Cum trebuie să privim cultura porumbului? Sigur că porumbul rămâne pentru România o plantă foarte importantă în agricultura noastră. Rezultatele arată că am început în ultimii ani să producem din ce în ce mai mult și mai bine, mai de calitate. Avem o suprafață foarte mare de porumb, mai avem încă destul loc pentru a ridica în fiecare an producția medie la nivelul european. Dacă e să ne referim la protecția culturii porumbului, în primul rând credem că trebuie să ne concentrăm pe combaterea burienilor. Porumbul este o plantă foarte sensibilă la îmburienare de la începutul perioadei de vegetație și pagubele pe care le pot face burienile la început sunt foarte mari. De aceea noi trebuie să luăm în calcul un program de combatere a burienilor încă dinainte de semănat sau imediat după semănat. Și aici sigur că noi avem câteva soluții pe care le putem oferi și ne-am referit în primul rând la produsul Frontier Forte, care este un erbicid preemergent pe bază de dimetenamid P, o substanță activă care este un izomer al dimetenamidului, ceea ce permite utilizarea unor doze mai mici la unitatea de suprafață. Noi îl recomandăm preemergent, imediat după semănat, însă în anii secetoși îl recomandăm chiar și PPI cu încorporare cu combinatorul înainte de semănat. Doza de aplicare este de 0,8-1,4 litri pe hectar, doză ce se diferențiază în funcție de tipul de sol,
Dozele mari se aplică pe solurile bogate în humus, peste 3% humus, pe solurile argiloase și pe cele cu un grad mai mare de îmburienare. Domnule Chetrone, din experiența dumneavoastră, ce ați observat? Fermierii sunt tentați să supradoseze sau să subdoseze tratamentele? Sigur că există o diferențiere destul de mare din punctul acesta de vedere în privința fermierilor. Se pare că în ultima vreme fermierul se gândește foarte mult la profitabilitate și se gândește foarte mult la reducerea investițiilor. Bineînțeles că trebuie optimizată doza și aleasă doza în funcție de fiecare caz în parte, adică a utiliza o doză mică nu trebuie să fie în contrapondere cu o eficacitate redusă a produsului, dar în același timp, dacă nu este cazul, nu trebuie să folosim dozele maxime în așa fel încât să avem o investiție suplimentară nejustificată la unitatea de suprafață. Încă o întrebare mai am. Care sunt principalele, eu știu să zic așa, greșeli pe care le poate face fermierul atunci când intră, vede o buruiană, o poate confunda? Cam ce se întâmplă în practică? Având în vedere că foarte multe din terenurile luate în cultură în ultimii ani nu au fost cultivate de foarte mulți ani, de foarte mult timp, foarte mulți cultivatori nu au o imagine asupra tipului îmburienării în sola respectivă. Și atunci pot interveni greșeli, pentru că noi teoretic ar trebui să avem o cartare a buruienelor pe fiecare solă în parte, în așa fel încât să cunoaștem foarte bine spectrul de îmburienare și să alegem gama de produse care sunt în concordanță cu aceste buruieni în câmp. În condițiile în care utilizăm un produs și el nu are efect asupra buruienilor pe care le avem în câmp, atunci cu siguranță că putem să nu avem efectul scontat. De asemenea, este foarte important ca să combinăm produse în așa fel încât să avem un spectru cât mai larg de combatere și astfel să reușim să avem câmpurile curate. Mare parte din pământul pe care îl muncim, noi l-am preluat din sistem CAP, pământ care nu mai văzuse erbicide de mult timp și a trebuit să folosim ceva care să ne dea satisfacție. Acum noi întotdeauna ne uităm și la calitate, ne uităm și la preț și asta este pachetele astea ies foarte bine față de, știu eu, alte produse de la alte firme, de la concurență, ies foarte bine și la preț. Ei au de 2 ani de zile o promoție, la 10 pachete vândute mai dau unul gratuit și alăturate toate astea ne duc la alegerea acestor pachete tehnologice. Aș vrea să vă uitați, aici a fost planta permecătoare Lucernă și Lucernă, cum se știe, lasă destule azot, da, dar lasă și buruieni foarte multe. Ne-a fost foarte greu să, și mai mult frică ne-a fost că o să avem probleme cu lucernă în culturi, dar s-a dovedit că pachetul ăsta a făcut o treabă extraordinară și culturile arată cum arată. Sigur, noi am vorbit numai despre combaterea în preemergență a buruienilor. Eu aș continua totuși, datorită faptului că la porumb există și valul al doilea, poate chiar al treilea de buruieni, care sunt buruieni termofile și apar ceva mai târziu. De asemenea, buruienile perene, atât gramineele, cât și buruienile dicotiledonate, care apar ceva mai târziu în cursul perioadei de vegetație și care, desigur, că trebuie combătute cu produse specifice. Noi aici am recomanda o diferențiere a alegerii produsului în funcție la fel de spectru de îmburienare. De exemplu, dacă avem îmburienare predominantă cu buruieni dicotiledonate, noi am lansat un produs nou și anume Calam, care este o combinație între tritosulfuron și dicamba. Combate în totalitate buruienile dicotiledonate anuale și perene. În cazul în care avem o infestare predominantă cu buruieni graminee, monocotiledonate,
Și aici trebuie să facem o mică diferențiere, pentru că putem să avem burieni monocotile donate anuale. Și aici noi venim cu Kelvin Top, cu un produs pe bază de nicosulfuron. Și dacă avem o îmburienare cu costreiul din, cu costrei din rizom, sorghum halepense, desigur că trebuie să utilizăm un graminicid. Și aici, sigur, sorghum halepense este o buriană care ar trebui combătută în asolament în mai mulți ani, atât prin produse care se aplică în cultura porumbului, dar există graminicide care se aplică în culturi dicotile donate din asolament, numim aici rapița sau floarea soarelui. Însă compania BASF a venit și cu așa numitul sistem Duo, în care, care este format dintr-un hibrid de porumb rezistent la substanța activă cicloxidim și produsul graminicid Stratos Ultra împreună cu adjuvantul DASH. Aici ne interesează să combatem partea perenă a costreiului, de aceea trebuie să aplicăm tratamentul ceva mai târziu, în așa fel încât să avem suficientă masă vegetativă a costreiului capabil să transloce substanța activă la nivelul rizomului. Dar, sigur că avem și o soluție completă, este vorba despre pachetul Record. Pachetul Record care este constituit din erbicidul Kelvin Top, erbicidul Cambio și adjuvantul DASH. Și astfel, dacă avem îmburienări mixte, lucrul acesta se și întâmplă în marea majoritate a parcelelor, printr-un singur tratament reușim să combatem toate buruienele anuale, perene, graminee sau dicotile donate, în așa fel încât să avem un câmp curat de buruieni la îmburienările ulterioare. Nu doar cei din lumea semințelor sau a pesticidelor au noutăți pentru acest an, ci și cei din lumea mașinilor agricole. Gigantul constructor de combine și tractoare german a deschis în Franța un nou centru de validare pentru mașinile sale. Câtă muncă, câte teste se fac pentru scoatere pe piață a unor hibrizi, ne-a spus într-o emisiune trecută domnul Lăpădădescu. Dar cum și cât se testează tractoarele până la prima brazdă în câmp, vedem în continuare. Este o plăcere să vă întâlnesc aici, la Tranger, în Franța. Astăzi este o zi specială și importantă în istoria companiei Clas. Am făcut cunoștință cu o nouă investiție a grupului. Vă rog să ne spuneți despre ce este vorba. Tell me what it's about in this new investment here in Trajet. Innovation is one of the most important. Inovația este motorul cel mai important în creșterea și productivitatea lumii agricole. Aici și oriunde în lume. Toți fermierii au nevoie de tehnologie modernă, iar noi, dacă ne referim la Clas, avem ambiția de a fi liderii frontului de dezvoltare a acestui sector. Această companie întotdeauna a fost cea mai aplicată asupra tehnologiei și creierii de noi tehnologii. Și credem că am demonstrat aceasta de-a lungul deceniilor prin echipamente de recoltat precum combinele Lexion, pe care le consider un punct de referință în întreaga lume pentru domeniul agricol. Din 2003 avem dezvoltat și domeniul tractoarelor, pe care l-am preluat de la Renault. Era un tractor rezonabil, dar undeva la mijlocul clasamentului. Iar pentru a pune acest produs în gama de calitate și cerințe pe care le are Clas, am avut nevoie să facem niște ajustări, niște upgrade-uri, până la nivelul pe care l-am atins astăzi. Pentru a putea integra o nouă tehnologie, indiferent că vorbim de partea de software sau de hardware, este necesar un proces de validare a produsului. Un produs trebuie să lucreze într-o fermă mii de ore fără greșeală. Acesta este obiectivul și pentru aceasta am creat acest nou centru de validare. You have this opportunity to increase the quality of the products you. Aveți astfel oportunitatea de a crește calitatea produselor pe care le aveți în portofoliu. Haideți să vorbim despre câteva cifre. Ce înseamnă această investiție în cifre? Am demarat această investiție în urmă cu 2 ani și jumătate, pornind de la un teren agricol, de la un greenfield. În total, am făcut o investiție de aproximativ 10 milioane de euro. Ceea ce v-am prezentat astăzi aici, lansarea centrului de testare, înseamnă o investiție de 6,5 milioane de euro
în două tipuri de test. Primul, pentru a testa și valida soliditatea tractoarelor, simulând diferite situații reale, precum mersul pe șosea, mersul pe câmp și pe terenul extrem de accidentat. Iar al doilea este un test legat de partea de performanță, în care am integrat 5 motoare electrice, fiecare de câte 500 de kW, ceea ce poate măsura în timp real capacitatea de tracțiune pentru toate tractoarele, indiferent de încărcătură, fie că sunt tractoare de 70 de cai putere sau de 600 de cai putere. Peste toate acestea, am extins în mod semnificativ echipa. Am adus 50 de ingineri tineri, deci avem o echipă puternică și foarte pricepută pentru a efectua aceste teste. Investind în acest domeniu, ne-am asigurat că facem ceea ce trebuie și mai ales să obținem la sfârșit o operă de artă. Acest complex unde efectuăm testele este o operă de artă în sine pentru toată industria auto. Și ca exemplu vă spun că acest complex este un colos de 620 de tone de ciment și oțel, cel puțin pentru partea de verificare a suspensiilor pneumatice, astfel încât să ne permitem să putem testa nu numai tractoare, dar și cele mai grele utilaje, precum noile elecțiuni cu masa de tăiere de 12 metri. Pentru utilizatorii finali, fermierii, am văzut câteva date legate de niște parteneriate între compania dumneavoastră și aceștia, pentru a putea să le oferiți ceea ce au nevoie în fermă. Vă rog să vă referiți la acest lucru și la faptul dacă reușiți să îndepliniți atât așteptările fermierilor, dar și dacă sunteți mulțumiți de ceea ce livrați. Their wishes and your innovation. Aș avea de făcut două comentarii ca să răspund la întrebarea dumneavoastră. În primul rând, am început acest proiect prin dialogul cu consumatorii, cu fermierii. Noi numim acest proces analiză de client, proces prin care invităm fermierii la discuțiile interne de dezvoltare de produs pentru a stabili cum trebuie să fie următoarea generație de tractoare, cum arată, dar și ce cerințe tehnice au la aceste utilaje. De asemenea, avem mulți specialiști în domeniul tractoarelor în interiorul companiei. Astfel, inginerii noștri și discuțiile cu fermierii aduc ideile în practică. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este că dacă un produs este desenat și pregătit să treacă printr-o serie de teste, precum cele de aici, este un stat foarte bun și grăbește pașii de dezvoltare pentru un nou produs. Dar nu este destul. Dacă au trecut testele de aici, trebuie să meargă în teren, în viața reală. Fermierii trebuie să stea în el, să-l testeze, să-l înțeleagă și să ne spună ce e bine și ce nu e bine și ce poate fi modificat pentru a ne adapta cerințelor lor. De asemenea, cred că pentru a avea un produs nou, corect, productiv și de calitate, cred că petrecem și 60.000 de ore pentru a ne asigura de faptul că fermierul primește calitatea pe care o așteaptă de la clasă. După toți anii petrecuți în dezvoltarea de tractoare și combine, anul 2015 a fost încununat cu premii acordate de juriul SIMA. Care sunt piesele de rezistență pentru care ați obținut aceste premii? Yeah, I mean it's always nice to be awarded. Întotdeauna este o fericire să fii premiat. De exemplu, anul trecut am obținut titlul de tractorul anului, titlul de utilajul anului, premiul pentru design al IFA, care și el este foarte important. Iar anul acesta am fost premiați pentru cabina panoramică a tractorului Arion 400, care este și unica medalie de aur a târgului SIMA de la Paris. Și suntem foarte încântați de acest lucru. That's very nice. But on top of that, I think peste toate acestea, mai important decât premiile este votul dat de clienți. În final, acesta este premiul cel mai mare pe care îl poți obține. That finally is the biggest award you can get. Classic things in Romania for a long time. But tell me please.
Clas este în România de foarte multă vreme. Știm că piața românească este o piață în expansiune, în creștere. Cum se vede de la sediul central al companiei dezvoltarea agriculturii românești? Agricultura României a fost întotdeauna foarte importantă pentru întreaga Europa. Atunci când a căzut cortina de fier în anii 90, agricultura a fost primul lucru de făcut și care funcționa în România. Atunci când ne uităm la harta Europei, aș lua în considerare mai mult România, mai ales că se află pe poziția a patra în topul țărilor agricole din Europa, după Franța, Germania și Polonia. Am avut întotdeauna un ochi asupra României și am început cu un importator. Și văzând piața în creștere și ridicându-se mereu, am decis acum 2 ani să înființăm propria companie de vânzări. Așa procedăm în toate piețele importante. De altfel, dezvoltăm produse specifice, astfel încât să fie potrivit condițiilor de agricultură din România. Aveți condiții speciale. Dacă este să mă uit la Marea Insulă a Brăilei, care este o foarte mare insulă pe Dunăre, unde aveți un nivel foarte ridicat al profesionismului. Iar fermierii de acolo decid pentru noi, pentru că avem produse de calitate și mai ales care aduc siguranța că recolta va fi la timp în hambare. Acest lucru este adevărat nu numai pentru fermele mari, ci și pentru fermele mai mici. Și știm că sunt multe ferme mici în România. De altfel, și pentru acești fermieri, am dezvoltat produse specifice cu game de puteri de 70, 80, 90 de cai putere, dacă vorbim de tractoare. E clar că noi nu avem tractoare ieftine. Clas va avea întotdeauna un tractor premium și asta oferim clienților români. Și peste toate acestea, cred că odată cu implementarea companiei în România, oferim și servicii de primă mână, atât pentru piesele de schimb, cât și pentru reparații, dacă este să se strice ceva. Cred că suntem bine pregătiți și vrem să vedem că fermierii români vor cumpăra din ce în ce mai mult Clas. If something breaks on a machine. So I think we are well equipped and we would like to see Romanian farmers to buy more Clas.